Și avem, doamnelor și domnilor, imagini de ultimă oră care surprind controlul rușilor pe nava atacată în Marea Neagră. Nava s-a refugiat acum în apropierea portului românesc Sulina și discutăm despre acest subiect cu colegul meu, Andrei Negusiu, prezent aici alături de mine. Bună ziua, Andrei, și îți mulțumesc tare mult! Mulțumesc pentru invitație! Bun, vedem, am văzut și ora trecută, ne-ai relatat despre aceste imagini care ne arată până la urmă controlul, nu-i așa? Pe care spuneau rușii că l-au făcut. Da, ei au anunțat că au urcat la bordul acestei nave după ce au somat echipajul civil să oprească. De altfel, vedem chiar acum când îi se cere unuia dintre marinari să acționeze acea manetă pentru a opri nava. La început, echipajul a refuzat, după care rușii spun că au tras mai multe focuri de avertisment și a urmat apoi, desigur, ceea ce vedem, și anume un elicopter a lăsat pe la bordul navei mai mulți militari. Aceștia au luat legătura, iată, cu echipajul, au cerut documentele de călătorie, au verificat în cală sau în alte compartimente ale navei, vorbim de o navă foarte mare, după care au plecat. S-au lămurit că, de fapt, nu era niciun pericol, nu era niciun fel de echipament militar, nu era armament, nu era muniție, pur și simplu e o navă care vrea să ajungă în Ucraina, de unde să preia cereale. Și ce mă gândesc, Andrei, e o acțiune doar de intimidare sau aveai anumite suspiciuni? Sigur, cumva pot să susțină ce vor, pentru că noi nu avem cum să verificăm. Cu siguranță este o măsură de intimidare. Iar ea vine în siajul multor altor măsuri pe care le-au luat. De pe 20 iulie au amenințat că vor face lucrul ăsta. Au fost chiar amenințări că și în cazul în care navele vor încerca să folosească apele teritoriale turcești, bulgărești și românești de la sud la nord, cum ar veni, da? De la Istanbul spre gurile Dunării, dacă le vor considera ținte legitime, le vor trata ca atare, desigur, nu în apele teritoriale, ci imediat dincolo de ele. De altfel, și acest incident a avut loc la câteva zeci de kilometri de apele teritoriale turcești și bulgărești, deci cumva ei s-au acoperit din acest punct de vedere. Asta nu înseamnă că percheziția este legală. Și nu înseamnă că de principiu, da, poți să faci așa exact ceva, exact ce am văzut noi cu, exact, cu armele, cum au, da, au există mers anumite prevederi, după cum știm, există astfel de percheziții, de exemplu, în estul Africii, dar ele sunt făcute, într-adevăr, de nave militare, echipaje ale unor nave militare, ale unor țări occidentale, dar există niște protocoale. Există o misiune aprobată oficial, nu doar de către un stat, pentru că asta ar însemna, dacă am permite lucrul ăsta, că fiecare stat care are capacitatea militară de a controla nave civile, navele internaționale, exact, să facă asta când vrea și sub orice pretext. Dar trebuie să ne gândim că totul vine în contextul tuturor acelor măsuri pe care Rusia le ia de o lună și jumătate, două luni, de când a avertizat că se retrage din acordul pentru cereale, apoi s-a și retras, evident, tocmai pentru că vrea Rusia să arate că poate să pună bețe în roate, poate să oprească acel culoar umanitar al cerealelor ucrainene mediat de Erdogan. Este și în acest posibil context, știi că așteptăm, tocmai ieri vorbeam, asta Andrei, este, da, așteptăm exact, și pentru că toți datele vrem să întâlniri știm când se vor întâlni cei doi, ce vor discuta, ce vor comunica după aceea. După cum spuneam, este o problemă de prestigiu și o miză personală și pentru cei doi lideri implicați, atât pentru Putin cât și pentru Erdogan. Pentru Putin e important să arate și în țară și în afară că el încă e puternic, încă poate determina anumite lucruri, pentru că suntem după puciul lui Prigojin, da? Și după această contestare extrem de violentă și vizibilă a autorității sale. Exact, și în perioada aia de demonstrații. Da, el are exact de demonstrat foarte multe lucruri și exact o vedem din prima exact zi, după puci până exact acum. Exact. În același timp, probabil că vrea să aibă o poziție cât mai solidă în negocierile cu Erdogan. Pe de altă parte, este în joc și prestigiul lui Erdogan. Pentru că lucrul ăsta s-a întâmplat aproape de Turcia, după ce trecuse nava prin Istanbul. Sigur, Erdogan este și inițiatorul și mediatorul acelui acord care acum este suspendat și vrea foarte mult, și există aceste presiuni și sunt recunoscute și de turci și de ruși, presiuni diplomatice, de revenirea Rusiei în acest acord. Probabil că Rusia va reveni, dar vrea noi condiții. Este evident că vrea noi condiții și presa rusă scria ieri că una din condiții ar fi ca și Rusia să aibă la rândul ei un culoar sigur. Probabil prin estul Mării Negre, exact acolo unde
unde sunt acele porturi pe care Ucraina le-a desemnat săptămâna trecută sau acum 10 zile, mai exact, ca ținte legitime, da, în războiul pe care îl are cu Rusia, și atunci probabil că vrea același gen de garanții pe care le-a primit Ucraina să le primească și Rusia. Da, cu siguranță niște condiții mai bune. Și această navă despre care vorbim noi, Andrei, încearcă să ajungă în portul Sulina. Am și văzut că și-a schimbat. E în rada portului Sulina, da. Acum este, înțeleg, vremea nu este deloc favorabilă acolo. Nu pot să ajungă deocamdată navele. Și acum mai trebuie îndeplinite probabil anumite formalități. Exact, trebuie să aibă și niște aprobări ca să facă acest lucru. Dar a fost și o schimbare, nu? O schimbare de destinație până la urmă. Este, și dacă într-adevăr ruta va fi pe Sulina până la Tulcea și apoi din nou pe brațul Chilia spre Ismail, într-adevăr este și un ocol foarte mare și orice ocol costă, orice întârziere costă, știm asta. Armatorii știu și foarte bine asta, știu și rușii. De fapt, asta și încearcă. E o intimidare. Uite, avem acum imagini chiar în direct, da. Andrei, de la Sulina. De la Sulina, da. De la Sulina. Exact acolo unde așteptăm să ajungă această navă după ce va obține acele aprobări despre care vorbeai și tu, și chiar acolo este colega mea Dana Costache, în portul Sulina, și ne arată unde ar trebui să acosteze nava turcească dacă obține aceste abordări. Bună ziua, Dana! Bună ziua! Într-adevăr, nava ar trebui să ajungă aici la capitania portului Sulina. Până în acest moment, comandantul navei Șucru Ocan nu a făcut această solicitare. Administrația fluvială a Dunării de Jos din Galați nu a primit o cerere prin care se solicită un pilot fluvial care să aducă nava pe Dunăre. Spun autoritățile din Tulcea că toate căile de comunicație și radarele navei sunt oprite. Se pare că echipajul vrea să rămână în siguranță până aduce nava în apele teritoriale ale NATO. Aici se așteaptă să ajungă, nu se știe cât va dura, că este vorba de o zi, două sau chiar o săptămână. Autoritățile din Ucraina trebuie să verifice, să vadă dacă nava are încărcătură sau nu și dacă da, dacă există o dană liberă fie în portul Ismail, fie în portul ucrainean Reni. Până în acest moment nu s-au făcut aceste formalități, așadar nici nu s-a cerut măcar un pilot maritim care să preia nava sau aducă pe brațul Sulina și apoi spre Chilia. Așa cum spuneați și voi, sunt foarte multe întrebări la care până acum nu s-a găsit un răspuns. Ce s-a întâmplat de fapt în Marea Neagră duminică? Pe de o parte, rușii susțin că au atacat cu mitraliere și au survolat cu un elicopter de atac această navă care aparține Turciei, pentru că echipajul nu a vrut să oprească pentru controlul de rutină. Abia după ce s-a făcut această verificare, nava și-a continuat călătoria. De cealaltă parte, ucrainienii spun că doar au fost amenințați membrii echipajului prin comunicații. La fel cum spuneați voi puțin mai devreme, nu se știe de ce comandantul navei a schimbat destinația, așa cum se vede pe monitoarele de navigare, din acolo unde voia să ajungă inițial la Ismail, în Sulina, în România. Și la această întrebare căutăm cu toții răspuns, așteptăm să se facă lumină în urma incidentului care a avut loc duminică în Marea Neagră. Dana, îți mulțumesc tare mult. Exact, Andrei, acum așteptăm să primim răspunsurile la toate aceste chestiuni. Ce s-a întâmplat exact, să povestească și membrii echipajului cu rușii și de ce ocolul, nu, până la urmă? Da, e interesant că și compania este destul de discretă. Exact. Probabil toată lumea se gândește cel mai mult acum la siguranța echipajului. Alegerea altui traseu are o singură logică. E mult mai sigur pentru că odată intrați pe canalul Sulina, sunt practic în apele teritoriale românești, în spațiul NATO, nu mai pot fi tracasați în niciun fel. Așa, dacă ar fi continuat călătoria spre brațul Chilia, e posibil ca la un moment dat să fie ieșit din apele noastre teritoriale, din nou să se confrunte cu cine știe ce provocări din partea rușilor. Exact, a fost din nou în pericol. Andrei Negusiu, mulțumesc tare. Mulțumesc și eu.